Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Salutăm pe toți ascultătorii noștri, inclusiv pe cei care ne ascultă în trenuri, cei care au foarte mult timp, pentru ei ar trebui să facem, mă rog, în trenurile din România, la asta mă refer. Ar trebui să facem programe foarte lungi. CFR e mare formă, sunt o mulțime de știri de la CFR în ultima vreme, cred că se pregătește de un număr la umor. După incidentul cu aerul condiționat montat cu exteriorul în interior la Gara de Nord, despre care am vorbit săptămâna trecută, și după incidentul cu trenurile sau incidentele cu trenurile care au plecat de la alte linii decât cele anunțate, spre surpriza călătorilor care au făcut pa-pa la trenuleți care au plecat, mă rog, în direcții respective, acum avem o nouă dantana la CFR, un trenuleț care trebuia să ajungă duminică la Pitești, plecat din București. Da. Trebuia să plece din București și să ajungă duminică la Pitești la ora 18 și 12 minute. A plecat din București la exact această oră. Făcut în adins. Da. Deci, practic, garnitura CFR Călători, scrie Newsweek.ro, a plecat din stație când treia să ajungă deja la destinație. Deci nu mai pleacă cum pleca, cum se duce, cum venea. Cum ar veni? În universul paralel al CFR, unde totul este în oglindă, acest tren, de fapt, el a sosit la fix, fără nicio clipă de întârziere. Că dacă te uiți din partea cealaltă, invers, știi? Înțelegi? Înțeleg, da. Așa ar trebui să fie. În zona crepusculară. Exact. Deci el a plecat, au stat, s-au gândit, sau cum să facem noi, exact la 18:12. Cred că au vrut să dea un semnal. Că se poate. Așa cum spunea ieri la noi aici pilotul Alex Filip referitor la traficul auto, nu e important când ajungi. Important e să ajungi în siguranță. Da, dar să știi că Alex a spus e important și când pleci. El așa a zis. Da, ei deocamdată testează filozofia asta. Deci deocamdată se ocupă de partea a doua. Nu contează când ajungi. Exact. Știi? Să ajungi teafări. Oamenii au ajuns teafări, bănuiesc. Da, adică nu cred că au fost incidente în tren. Trenul. În acesta nu. Dar au fost multiple incidente în alte trenuri. Am zis că e Caterinca cu aerul condiționat în tren în perioada mare asta. De tot. Trebuie să avem multe știri de la CFR. Da. Că încep să li se dilate liniile în curând, că e caniculă de azi. Da, corect, așa e. Eu spun că aerul condiționat e încă o problemă mică. Am citit despre o garnitură de asta în care au avut o problemă cu oțeavă spartă de la WC-ul vagonului. Și toți au stat cu piciorulețele sus. Nu cred. Ba da. Dar, Sule, știi când îți cumperi bilet fără loc și ai problema asta? Da, da. Ce faci? Păi ce te cațări? Și cele mai multe la noi sunt fără loc. Da. Așa merge. Se cumpără bilete fără, eu nu-mi dau seama care este ideea. Și că te întreabă, vreau un bilet accelerat sau, cum îi zice acum, cu loc sau fără loc? Care e ideea de cum fără loc în tren? Nu înțeleg. Așa-i datina la noi să mergi în picioare. Da. Cumva. Dar cel mai mișto, a făcut ieri reportaj Victor Marin în trenul ăsta care merge de la aeroportul Otopeni la Gara de Nord. Costă da. 5 lei biletul și în principiu nu sunt călători în el. Adică dacă se ocupă jumătate dintre locuri, e un mare succes. Și doamna de la casă l-a întrebat, cu loc sau fără loc? Cât e cu loc? 5 lei și fără 4. A, păi dați fără, că fac economie. Evident, da. Dar am și eu, am niște prieteni care au fost într-o călătorie și au mers cu trenul ăsta de la Otopeni să-l testeze la întoarcere. Acum vreo lună. Și mi-au povestit o scenă de asta tipic de CFR. Da. Cu doi călători mai în vârstă care l-au rugat pe controlor să facă ceva că nu e aer. Da. Și ăla le-a zis, aveți chef de scandal? Deci asta a fost replica. Că oamenii au zis, domnule, e foarte cald, nu se poate face ceva? Aveți chef de scandal? Să-ți spui și pe răutăți. N-ai cum, să facem? Da. Trenul acesta treia să plece la ora 16:30 de minute, a fost întârziat inițial cu 30 de minute, urmat de anunțări succesive de întârziere din 5 în 5 minute. Trenul a fost garat la peron la ora 17:30, vagoanele au în jur de 40 de grade în interior, fără aer condiționat, deocamdată, scrie un călător. Speranța. Deci călătorii pe CFR-ul românesc sunt niște tipi plin de viață, de fapt. Da, și plin de speranță. Ei se urcă în tren, cum să zic, toate semnele, istoria, toate exemplele, totul e confirmat dinainte că trenul nu va pleca la timp și cu siguranță nu va ajunge la timp, dacă va ajunge. Nu știm ce se va întâmpla pe drum. Poate că se sparge țeava de la WC-ul, poate se strică locomotiva, poate deraiază ceva, un tren, poate, nu știi niciodată, poate cade un copac pe linie. Este o călătorie pionieră. Oamenii aceștia sunt ca pionierii din vestul american, știi? Cei care plecau înspre vest.
fugeau din Europa din cauza persecuțiilor, ajungeau pe coasta de aici, după care naca-naca, pânga-pânga, ei încetişor plecau încolo, înspre Oceanul Pacific. Nu știau dacă o să ajungă, nu știau pe unde o să oprească. Poate mai făceau copii pe drum, poate erau cu totul alte familii când ajungeau. Ăștia erau, domnule, spiritul de pionier, știi? De... Așa e când mergi cu CFR-ul. Te urci în tren, nu știi dacă e trenul potrivit, nu știi nici dacă a venit trenul la peronul la care ești tu, exact. Adică tu te duci la gară. Dom'le, tu te duci la gară și mai departe vedem noi. Trebuie să fim deschiși la orice și plin de speranță. Deci trenul a fost garat la peron la ora 17:30, deci el a venit la peron cu o oră întârziere. Da. Trebuia să plece la 4:30, l-au adus până la 5:30, s-a urcat lumea în el, 40 de grade în interior, călătorul care scrie pe Facebook, fără aer condiționat, deocamdată. Optimist. Cum adică deocamdată? Da, asta e. Băi, bine că a ajuns fără niciun fel de incident, așteptăm noi și noi întâmplări minunate de la căile ferate române. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.